Doar 24 de ore atât au putut procurorii să-l țină după gratii pe fiul lui Sile Cămătaru. Magistrații judecătoriei sectorului 4 au respins de dimineață propunerea de arestare în cazul lui, așa încât Marius Balint este deja acasă. El este suspectat de evaziune fiscală, proxenetism, furt, cămătărie și alte infracțiuni cu violență. Tânărul a fost reținut marți în urma unor descinderi împreună cu doi locotenenți ai tatălui său.